Mulțumesc mult pentru testarea echipamentului din Parlament. Vă salut, dragi colegi și reprezentanți ai presiei. Am avut ședința biroului permanent acum recent, prin care au fost stabilite mai multe subiecte, nemijlocit de organizare mai mult, ce ține de ședința de plen de mâine, joi și vineri. Ați și văzut că am început această ședință cu un minut de reculegere pentru victimele atentatelor teroriste, care într-adevăr au marcat, dacă vreți, o altă pagină din istoria Europei și tot ceea ce se întâmplă și în contextul regional și global. Subiectul securității a fost pe larg discutat și se discută în instituțiile Uniunii Europene, pe care am reușit să le vizitez în aceste zile, și câteva elemente legate de deplasarea de la Bruxelles de luni și marți, dacă ar fi un interes de genul ăsta. În primul rând, vreau să vă menționez că Republica Moldova a rămas în centrul atenției pentru instituțiile Uniunii Europene. Oficialii cu care am reușit să mă văd și să discut și să le aduc a cunoștințe despre situația actuală, atât politică cât și economică, sunt și o consideră de interes Republica Moldova. Există un angajament ferm a oficialilor, atât la nivelul Parlamentului European, cât și la nivelul Comisiei Europene, a tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și angajament clar în a sprijini și a susține Republica Moldova în toate începuturile ei. Republica Moldova